Viața e ca o închisoare. Deci din iad, doar așa, în mormânt mai poți ajunge. Dar numai el e de vină. Ce pula mi-a căutat pe aici? Hai să mergem. Așteaptă un pic. Cred că e viu. E pe dracu, e mort. E viu. E mort, mă, hai odată. E viu, mă, parcă respiră. Da, bă, pula, hai că s-o lămuri și fără noi. Hai odată să mergem. Așteaptă un pic, mă, parcă... Pe dracu, doar s-a pășit! În pula mea să se pășească! Cum se pășesc toți, așa se pășește și el! Morții se pășesc tot timpul când tu rău le-a să prin cur! Hai odată! Pula mea, așteaptă un pic, mă! Uite, parcă ar vrea să zică ceva! Nu fi tâmpit, baclan! Ăsta a mierlit-o de mult! Hai odată să mergem! Pula mea! Așteaptă un pic! I-ar trebui chemat o ambulanță! Nu vezi că-i fiul, îi sfâcnește sânge din arteră! Da, mă, doare în cur, dacă ăsta e viu sau mort, viața trebuie savurată cât ești cald. Hai odată să mergem! Păi, stai aici, i-ar trebui o ambulanță. Pula mea! Spun eu! Bă, ăsta nu pare un tip cum se cade, așa că hai să merg. Oamenii cum se cade nu umblă prin asemenea locuri. Hai odată! Pula mea, îți dai tu seama așa, mă! Asta pare un tip ok, ce tot vorbește acolo? Tu e ok, nu umblă pe aici, hai odată să mergem. Băi, ar trebui o ambulanță. E mort, mă, hai odată. Da, mă, dacă ne-am ca nebunii. Baclane! La mea. Hai. Crăpat. Da, m-ai crăpat pe mine deja, hai odată să mergem. Hai. Stai. Piciorul. Ce-i cu piciorul? Ai văzut, i-a tremurat piciorul. Eu tremuram pula, s-o excita de moarte, hai odată să mergem! Bă, boule, curcanii pe urmele noastre, în portbagaj avem 100 de mii și tu stai aici să vocești cu mort? Te-n pula mea, ce ai zis? Baclane, da. Eu cred că de atâta iarbă ți s-au înfierbântat creierii în cap, hai odată să mergem! Bă, pula mea, repezi ce ai zis? Vei face exact așa cum îți spun eu. Ei, nu mai spune. Da, eu sunt Max. Nu mai spune, iar eu sunt Fima, Baclan. Așa și? Și pula mea! Da? Da! Comentezi? Da, bineînțeles! Păi jură-te! Păi jură-te tu! Bă, dar ia treci imediat în mașină, hai! Dar du-te tu, acum. Pula mea! Du-te tu rapid. În mașină! Rapid! Un căcat mă duc! Că de nu să-ți fredelesc tăpuță! Hai, da, rapid! Ți-ai găsit să glumești cu mine, a? Mă iei drept proastă, a? La mea. Hai, eu nu mi-abandonez prietenii! Da, da! Hai că vine și poliția. Atât mi-a căcații ăștia tot timpul sunt pe aici. Cine? Porcii ăstuia. Se spar mutra fermierului ăsta. Își ține porcii flămâni și ăstea fug de la el. Stau pe marginea drumului și așteaptă. Când apare o mașină, se aruncă sub roți. Și ca așa-l lirasa. Și ca și cangurii. Păi, mașina e nouă, dar Mă gândeam că ar fi... Vara, farul, unde te uitai, tontul? Mă
Este ceasul. Păi, mi-a spus nimeni că trebuie să am și ceas. O fi vreo șase. Ce repede se întâmplă. Da. Ce e? Muiere sau vorba? Parcă erai la volan în roadă. Unde te uitai? Păi nu mă uitam la cântat, v-am mai spus el. Parcă a căzut din cer. Că nu o fi pasăre. Sunt de acord, domnule. Bine, m-am aranjat. Dar poate că ăsta e unul din cei doi care au spart banca. Nu cred. Ăsta are mută cum se cade. Hei, Cotrof! Păi, să mă apartez. De ce? Păi cum tu trebuie? Trebuie, începătoare-o. Fii atentă. Treaba noastră e să fie respectată legea. Iar legea e ca și apa pentru moară. Fără apă, moara nu funcționează. Iar apa suntem noi, înțeles? Păi, probabil o să dea un avertisment, nimic mai mult. Asta s-o crezi tu. Vă rog să mă scuzați, dar... Dumneavoastră, ieri, i-ați lovit pe trei și nu vi s-a întâmplat nimic. Ba chiar v-ați primit și mențiune. Auzi, lasă, știi cum? Legea noastră e ca și taicănul. Nu pute decât selectiv. Păi și eu de ce să fiu fătut de domnule locotenent? El se afla într-un loc nepermis. Vor veni și te vor întreba. Ai băut? Ce ne răspunde? Un polițist beat la volan e ca și un iepure cu sânge. Așa ceva nu există. Și nu trebuie să existe. Păi, și atunci noi ce facem? Nu noi, ci tu. Faptul că ai jucat la volan și l-ai omorât, stai un fleac. Dar că ai jucat la volan în stare de ebrietate. Câți copii zici că ai meșterit? Cinci. Facere fetița. Și la serviciu și acasă. Da. Uite-i ochii pe asfalt. De cât timp sunt aici? Cinci minute și 48 de secunde. Nu se vă mașină, așa? Exact așa, de ce? Drumul ăsta este închis. E semnul cu cărămidă. Închis? Hei, ai rumegat destul? Putem în sfârșit să mergem mai departe? Păi cum mai departe? Și cu el? Ce facem? Nu facem nimic. Rămâne aici. Rămâne aici? Rămâne aici. Nu ne aparține. Nu ne aparține? Îl văd într-o prima dată. Mulțumesc, domnule locotenent. Mulțumesc. N-ai de ce. Hai o dată. Să plece superci. N-auzi, cu tine vorbesc!
Schitarii s-au mulțit ca ciupercile. Au și aripi. Nadia Marinescu? Lațul urât. Păi nu mai respiră și nici pulsul nu are. Dai de înțeles. Dai de înțeles, Nadia. De 10 ani fără o tihnă. În societație permanentă. Ar trebui să le dau o tihnă. Păi numai campanie electorale și alegeri. Și iar alegeri, și iar campanii electorale. A fost sora mea, nu de mult, în Turcia. A fost foarte frumos. Plajă. Bofețuietinez. Tupocanii cu apă. Cu apă, zici, cu apă? Zborile. Și ce ne-a făcut? Niet. Doar că trebuie chemat. Asigurator. Păi da, și ăsta? Și ăsta? Și conform Constituției, e alegător și el. Are și el drept la viață, domn Pitocu. Teta vine, e mort? Mort? Ca bani în asigurare. Dar am o propunere. Nadia, să luăm și să unde am putea să aruncăm un cadavru în tubilele de pe drum? Și a spus așa, nu că nu vadă asiguratorul. Dar bineînțeles că să nu vadă asiguratorul, că nu doar rog. Haideți la apucă. Îl luați de picioare și o leau de mâini, că mi-e mai ușor. Și nu știu, vreau să-ți zic. Haideți, Nadia. Nadia? Cine spui? Nadia! Apucați-l! Care? Tu singură. Ce singură? Singură, pentru că singură. Ce fă măcar singură? Măcar singură. Măcar singură. Nu vă morții? E, dobret, glupa. Dar cui e placă morță? Eu nu cunosc pe nimeni să-i placă morță. Hai, apucați-l, astea-s prostii, Nadia. Carmen, tu singură ți-am spus. Nu e așa greu, de aici îl duci acolo. Ce e așa greu? Păi nu e greu, că eu pus-o. Păi și atunci? Eu pot să-l calc, că nu-mi e greu. Dar dumneavoastră, ce nu vreți să-l calci? Nu vreau pentru că nu vreau. Bun. Și la urmă, urmă, asta-i datoria ta. Datoria mea? Datoria mea? Păi, Nadia, datoria mea este să vă protejez. Dar nici de cum să calc cadavre după dumneavoastră. Dar de ce după mine? După tine! După mine? Păi iau dumneavoastră, dumneavoastră l-ați omorât. Te voi concedia. De unde mi-ați ajuns pe asta? Mă concedia? Da! Dar concediați-mă! Fac că eu am văzut. Și ce am văzut? Am văzut pe tine. Nu. Eu am trezit la avion. Nu, nu, nu te-am văzut. Ce-am spus? Nu rămâne, de dragul meu. De dragul tău? Mă, mie nu-mi drag de tine. Bine, fie. De dragul meu. Te voi plăti chiar acum. Hai, e mălai! Mălai! Așa-i spunea cu mălai! Vrei mai mult? Trame, dar m-am crezut că-ți plac atât de mulți bani! Dar nu-mi plac banii! Câțiva. Nu-mi plac banii deloc! Bine, atunci ai pe toți, la urmă, le-aș căra eu! Dar mă cărătăresc frumoasa roche! Nu-i chiar atât de... Era la Kremlin! Na, chinele! Și ce vrei atunci? Ce vrei? Ce aș putea eu să vrea? Da, ce vrei? Mașina. Mașina? Care mașina? E lovită, nu vă mai trebuie. Asta? Asta. Aveți șalt? Da. Tu știi câți bani am dat pe ea, plus credit, plus asigurarea? Dacă ai muncit o viață întreagă, n-ai reușit să o cumperi. Și mai ales pentru ce? Pentru ce cascadul sac de căcat de aici 10 metri până acolo? E ridicol. Prețul e preț. Păi da, da. Și el ascuns, l-aș ucis. Știți să ieșiți la sma curat. Cunosc că mie treburile astea, e domeniul meu. Mai face cum tu în țara, în țara. Nu fac bine în țara. Eu zic să rumegați. Dar mai
energic, să nu pierdem avionul la Kremlin. Bine, fie. Mașina în cap. Cheile? Asta și cu asta. Bine. Rane cu apă, zici? Mhm. Numai că trebuie să ții picioarele înainte, că altfel se pot întâmpla accidente mortale. Sunt vijitul ăsta de 10 ani. Sus, jos. Stânga, dreapta. Asta mi-e meseria. Nu m-am ajuns. Stai, canalie! Pare că ne-am rătăcit. Zici și mie unde e intersecția? Mai jos, mai sus? Eu cred că doar. Baby, așa pe șosea. Ochii pe ea. Vieții lui drag. Uite cum se facă morcan de gem. Să fie de vișne. Bă. Baby. Știi cum ți-am zis eu că nu-i bine. Nu-i bine să faci un lucru. De ce? Bă, ăla-i sânge. Sânge? Da. Cum-i sânge? L-au lovit. Cum adică l-au lovit? Adică l-au lovit, nu te tot muta acolo, nu te tot. Ți-am zis, l-au lovit, așa l-au lăsat. Dar tu de ce poți să te uiți și eu nu? Mă, uită-te atunci dacă vrei. Și așa, morți. Da, baby, a fost unul lovit, așa de un, de la un țăruș, dar de gheață, un țurțure. Bă, și așa prin cap i-a trecut. În două a fost. Tu minți! Baby, eu pe tine, iubirea mea. Și? Fii atent.
Deci a fost unul la McDonald's. Bă, și s-a înnecat ăla. Bă, și făcea ca toate culorile semaforului. Roșu, galben, verde, albastru, purpuriu. Tot, tot. Și-a murit. Și el? Da. Și? Bă, o alta. Bă, deci o alta a fost la McDonald's. Nu la McDonald's, la metrou, așa, în București. A fost în acest. Al drept. Doi? Vă zi? Păi, ți-am zis că-s mulți. Bă, și s-a aruncat aia. Și-a vopsit pereții. Dar metrou cu ea. Vai de calcul. Da, vedeți. S-a trecut așa prin viață. Păi, ce vreau să vă luat pe viu? Băi, și iubire, dar nu ți-e frică așa? Nu, deloc. Deloc? Deloc. Stă în legea lui cumva. Uite de ce te liniști. Da, ascultă. Tu iubești? Da, bineînțeles că te iubesc. Dar de ce mă întreb așa cu noaptea în cap? De ce? Azi e ziua nunții noastre. Da. Și o zi fericită, da. Nu? Da! Baby! Baby, dar eu te iubesc din toată inima mea. Dar, auzi? Dar n-ai de gând să-mi pui întrebarea asta toată ziua. De ce nu? Cum adică de ce? De ce nu? Băi, parcă n-ai știa asta. Mă iubești, mă iubești, mă iubești. Frumoasă. Băi, deci ca tine, numai alta. Deșteaptă. Deci ești cea mai deșteaptă din tot satul nostru. Ce mai cum? Bumbunică, bumbunică, micuță și drăguță. Dar mă lasă să-ți văd fioță? Dacă-i fiu! Mai eu zic să-i dăm două pastile, că poate-l ajută. Baby, știu că ești bine intenționat, așa, ești foarte, foarte bună, foarte bună. Vrei să-l ajuți pe bețivanul ăsta. Dar cred că ar trebui chemat o ambulanță. Nu! Nu vreau să sun. Dar ce-i cu tine, baby? Dacă vor veni și vor zice că tu l-ai lovit. Tu, da! Și o să te bagi la închisoare. Și acolo... o să devii gay. Bă, băi, baby! Stai un pic, dar ce tu vorbești aici, băi? Doar ai văzut, nici n-am ajuns până la el. Păi am văzut, da. Păi și atunci? Dacă vor veni și vor încerca să mă convingă că tu l-ai lovit, și eu o să-i cred. Da. Baby? Da. Hai să mergem la restaurant. Are unde fi localul? Păi, pe undeva pe aproape. Da, pe aproape. Ne-am pierdut de dimineață de toată coloana. Și cine-i de vină? 800 de invitați. Păi da, ar fi trebuit să-ți dai seama la câți follow-uri am pe Insta. Da, baby, iată, iată. Hai să mergem, hai să mergem, scuze. Da, hai să mergem? Hai să te fac eu ce-a trebuit. Ui, ui, ui. Thank you.
exemplu. Da, doar eu v-am propus să conduc eu. Ia, ca ce chestie? Mașina mea are a ta. Da, dragă, dar acum nu am voie să conduci. Ar fi de preferat. Trebuie să facem ceva. Perfect, de acord. Hai, Mare. Ce simplu pentru dumneavoastră. Dar dumneavoastră vă place să vă complicați lucrurile, umbla pe unde nu trebuia. Da, nu mă enervez că el a fost de vină. Bineînțeles. Păi, dar nu sunteți de acord. Sunt de acord. Trebuie să vă luați vitaminele. Da, gata, cum am săturat de ele alea din două ore. Trebuie să le luați. Am zis mie. Sunteți obligată. Da, tiși. Ai să înghiți atunci cât trebuie, ai înțeles? Eu le întoresc bazinul tău și oasele copilului. Va trebui să-mi luați mașina. Dar asta nu-ți mai place? Păi dar nu vedeți că i-a pățit fața asta cu căpățâna lui? Fie. Doar că de data asta, una mai scumpă. Mi-ați promis că veți fi generos, așa cum am impresia că vă cam zgârciți. Ați înțeles? Da. I see my tip. Cred că ne-am rătăcit. Haideți să mergem. Păi și asta? Ce-i cu ea? Mă pare bine. Până și aripi se aduc din China. Haideți să mergem. Dar cum adică se mergem? Sunteți tot timpul atât de onest, atât de corect, atât de principială. Și acum asta o lăsăm aici. Ce propui? Să chemăm ambulanța, poliția, gratile, pușcăria, ca să te ia proastă, mai pot să fie. Dar de ce să mă ia pe mine? Să mă ia pentru dumneavoastră. Pe mine? Doar tu l-ai lovit. Da. Doar că dumneavoastră aveți nevoie de copil. Remember? Așa că dumneavoastră veți sta la pușcărie. Mi-a stat unul. Da? Da. Nu e treaba ta. Dar cum? Adică nu e treaba mea, că eu sunt mama! Oh, no, darling. Tu nu ești mama. Tu ești producătoarea. Eu te plătesc. Păi și dacă mă răspund? Well, avem un contract. Mașina reprezintă avansul, iar apartamentul la semnarea renunțului. Păi și dacă acum aveau apartamentul? Și dacă ai să naști un monstru? Nu vă zgârciți și nu o să nasc! Dragă, dar eu nu mă zgârcesc. Ți-am creat condiții ideale ca să naști un copil sănătos. Ăsta trebuie ajutat. Pentru ce? Că moare aici! Da, oricum va muri peste 10 minute. Da, numai că problema e că dacă moare aici, pe mine o să mă pedepsească Dumnezeu. Liniștește-te, dragă. Tu nu-i trebuiești lui Dumnezeu. Mă va pedepsi și no, mai grav de tu vreau să nasc un monstru. Hei, aruncă! De câte ori ți-am spus, țărâncă proastă, nu-i voie. Ce mai scrie cu dracului cum aia din gură? Nu mi-ai testat să-ți ia ca o patră. Da, adică acum nimic nu mai am voie. Well, vei naște și goodbye. După aia poți să faci ce vrei. Poți să și grăb. Dar până atunci, ascult de mine. Oh. Ce? În primul rând o să am o bunătare. Oh, iar.
să zic. Mare patroană, 3 restaurante, 4 magazine și nu e stare să fac un copil. Au, știi ce? Copilul e al meu și nu ți-l mai dau. Hei, încotro! Hei, liniște! Respiră! În apă, monstru! Thank you.
din ai noștri. No. Asta nu seamănă cu un artist. Da. Și unul la salvare. La salvare? Nu e semnal aici. Dar dacă totuși e o lânge. Tu glumești? Nu, de ce? E bolnav psihic. Dar dacă totuși... Nu există dacă. E bolnav. Bolnav. Dacă e o lânge. Tu vorbești serios? Sunt foarte serios. Păi, hai să verificăm după metoda lui Stanislavski. Va zbura? Nu, va zbura. Dacă e înger, va erupe ca o rachetă. Uite, încerc să găsesc tema fericirii. Tema fericirii? Tema fericirii.
Acolo nu este pește. Pește? Pentru tine peștele e mai important decât familia? Da. Poftim. Ai auzit-o. E bine așa? Știu cum vorbele astea cum ai vrea al treilea copil? Eu? Eu vreau. Tu mereu surechile. Fetița și băiat avem. Ne trebuie și al treilea. Nu de nimic ce ești. Niciodată nu-ți respecti cuvântul dat, absolut niciodată! Minți în privința lucrurilor mărunte, tot timpul minți! Le-ai promis copilor că le cumperi blocul muntesc, ha? Le-ai promis? Unde-i? Că nu-i! Să nu mai spune faptul că mi-ai promis că te lași de fumat. Și ce faci acum? Continui să fumezi ca un animal! În sfârșit, în sfârșit, o să mă bage la închisoare și o să mă odihnez de tine! Stai, niște, acolo să lung. Și de familie nici că-ți pasă. Egoistule, te iubești numai pe tine! Ascultă, Solana. Da, nu sunt ceva. Te rog, iată. Nu fiu mort. Ia stai. Asta s-a mișcat. Fiu? Dacă vorbește. Dacă se roagă. Ai nebunit ce să caute un înger aici? Nu știu, dar sună repede, lăsă-mi pare. Repede. Sună fără semnal. Mai încearcă. Îți spun că nu este semnal. Hai să băgăm o mașină. Nu! O mașină. O mașină. Pe
și copiii, ok? E plin de sânge, uită-te și tu și nu avem loc în mașină. Plus că nu-i bine să nu ești din loc în situații de genul. Ok. Atunci în cazul ăsta, plecăm. Plecăm. Și pe el lăsăm. Ajungem în oraș și sunăm. Ok? Hai. Tu l-ai omorât! Tu? Da! Da, eu!
eu eram la volan, eu l-am omorât. Ei, ți-e mai ușor acum? Ești o muiere căcăcioasă, nimic nu poți să-ți asum. De unde a apărut? Spune-mi tu. Parcă a picat din cer. Drumul era pustiu și dintr-o dată doar ai văzut și tu ai văzut. N-am văzut nimic, eu cum am plăceam. Șarfa mea e toată în sânge. Încetează, pistericoarele, ia ceva și te ștergi. Mare lucru. Și mâinile tale sunt pline de sânge. Eu adineauri, am omorât un om. L-am omorât, înțelegi? L-am omorât. Știi ce? Mai bine, du-te și adu-mi umbrela. Sunt udă până la piele. N-auzi? Plecăm. Umbrela. Unde? La restaurant. Plecăm. Hai, dacă mai trăiește. A fost râd 200 de metri. Tu crezi că mai trăiește? Până dimineață și
ce zic, vine veterinarul dimineață. Hai să mergem. Auziți? Ce? Hai că conduc eu! Hai, mă! Tu! Parcă ar vrea să zică ceva. Hai să mergem! Alo! Era un imn, domnule, stimată! Este evident că a fost o lume mașină. În toate e voia lui Dumnezeu. Exact. În toate este voia lui el. Dar sunteți siguri că era neoprotestant? Da, doamnă, toți oamenii sunt fiii lui Allah, doar că mulți dintre ei trăiesc în rătăcire amăgitoare. Iertați-mă, dar Nils Sorski, ne spunea că pe pământ sunt multe căi, dar toate sunt nesemnificative în afară de credința în Hristos. Da. Nu e suficient. Da, mă îndoiesc că doar se spune în Coran. Nimeni, nici ce aflați pe pământ, aici, nici ce aflați în ceruri, nimeni în afară de Allah nu știe când va veni ziua învierii. Dacă Allah le știe pe toate, atunci îl poate învia? Nu, nu, nu. Acestea sunt trucuri de ale voastre. Trucuri? Trucuri, dar voi și când sunteți la volan, vă rugați, câine credincioși. Sura Nazat, versetul 34. În ziua mare catastrofe. A mare catastrofe. Ziua învierii. Aceia care au nesocotit semnele lui Allah, care i-au luat drept mincinoși pe trimișii săi, pe martirii săi, aceia vor fi oaspeții iarului veșnic. Și va veni Fiul Omului și va răsplăti pe fiecare după faptele sale. Doar să nu spuneți că acest Fiul al Omului este însuși Mohamed al nostru.
Păi binecuvântat ești, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ceea ce prea înțelepți pe pescaia ta dat și prin trânsul meu mâna. Viitorile Doamne, slavă ție! Da, slavă lui Ela! În toate e voie Dumnezeu! Da, în toate este voie lui Ela! Nu pot nici de cum să te vedem ce are în spate! Da, interesant. Parcă ar fi aripi. Da. Aripi? Da, da. Înseamnă că o fi un înger. Păi vă felici, estimabile! Pentru? Păi v-ați întâlnit îngerul, e evident! Nu, acesta nu e de-al nostru. Iertați-mă, dar cum să fie sigur e de-al vostru, stimare? Precis! E de-al vostru. Dar cum? Da? E de-al vostru, stimare, dar e cum să fie al nostru, nu. E al vostru. Precis! Allah a creat îngerii din lumină. Iar acesta stă aici pe un drum de țară și se tavă la ștea pe jos. Păi nici ai noștri n-ar face așa ceva. Dar cum să nu, Doamne? Nu! Și apoi? Da. Există 9 ranguri de îngeri în noștri. Da, greșit, sunt 7. La voi sunt 9, nu știu, la voi sunt puțin, ori minus. Noi suntem mai privilegiați. Sunt tronuri, principate, virtuți, heruvin! Îngerul. Serafim! Nachir! Înger! Și... Și înger... Arhanghel! Nu. Se termină cu îngerii Zabanii. Acesta nu e de-al nostru. Păi nici al nostru. Nu. Ba da, e al vostru. Păi îngerii noștri au părut de noi. Dar ăsta e brune. După cum bine observat. E al vostru, pe ce este mare să fie al nostru? Nu. Dacă vă uitați mai bine, e chiar acela acolo sus. Și apoi, îngerii noștri arată ca niște adolescenți. Uai, în calbarte. N-are cum să fie al nostru. Ăsta are jur de 40 de ani. E de-al vostru precis, mare. Nu. Și iarăși nu. Și îngerii noștri au 2, 3. Sau chiar 4 aripi mari și puternice. Exagerat. Și arată ca niște adolescenți în aripați așa. Iar acesta are niște aripi așa ca niște zdrențe. Da. Păi bine, și atunci este cine? Păi cine? Păi eu am zis la cine? Păi nu știu. Avionul pleacă într-o oră, stimabile. Da. Iar mâine așa de conferință. Da. Mergem. Iartă-vă. Da, lasă-mă pe fază. Și tu l-ai omorât.
Cabe, ce e tot în drum? Vrei să spui că nu e așa? Uite ce ai făcut. Ocecașule, ești un ocecaș. Să-ți iei așa păcat pe suflet. Unde te pot bani tu, ocecașule? Păcatul meu nu e tău. Sigur. După 50 de ani de căsnicie și păcatele scumpă. Mai taci, babă proastă! Cine e asta? Un înger. Cum? Un înger. Ce frec? Eu ți-am zis că există. Dar tu nu mă credeai. Ca să vezi. Are și are. Ai uitat pledul acasă? Ăla atunci flaușat. Nu este. Acolo, sub scaun. Nu este. Hai la plăpățe. Tu l-ai uitat? Nu. Dacă îți spun că l-ai uitat. Amici, eu am o memorie foarte bună. Auzi? De. Cum ce căutăm? Ai uitat deja? Am uitat, dar tu? Și eu. Poate că ăștia. Cum le spun? Ochelari. Hai să mergi. E asta. Da. Dar noi, de fapt, unde mergem? Unde mergem? Unde mergeam și mai înainte. Păi, și unde mergeam? Ai uitat. Am uitat. Păi mergeam înainte și înainte. Tot înainte și înainte. Da.
are de aceea. Asta nu mi-am amintit. Cum am putut să uit, drag? Noi mergeam la nunta noastră. La nunta noastră. Da, nunta noastră a fost acum 50 de ani. Iartă-mă, dar eu mi-aduc asta foarte bine. 50 de ani? 50. Noi stăm împreună de 50 de ani. De ce? Te supără? 50 de ani. Auzi, da, ce a fost fericiți în anii ăștia. Auzi, dar poate, hai de copii mergem la Maria Petrovna. Bineînțeles, da. Nu, nu. Ea a murit acum 40 de zile. Locuia la oraș. Da, iar aici... O măt, o măt, iar o măt. Dar când va ploua? Trebuie, ia-ți pastilele ca să-ți amintești. Vorbeam ceva despre o pătimit. Mi-am amintit, dragă, cum am putut să uit. Noi mergeam la cimitir. Pentru? La mormântul lui Piotr Nicolae. Acum noapte. Se pare că ne-am rătăcit de tot. Da, hai să mergem, hai. Ce e? Cred că am uitat ceva. Ia-ți pastila, mi-ai mintit pe drum. Ceva important. Da, da, pe drum, pe drum. Hai, hai, da. Nu în fiecare săptămână, dar mai tragi tu!
cuiva aspirit. Mă! În fiecare spune să plătecă de una. Doamnă-s banii mei! După munca mea! Păi și voi unde ați pierdut-o, trupitelor? Dracu, mai fie să fi pierdut pe undeva. Păi și voi ce păziți? Acolo s-au adunat toate rudenile, o așteaptă pe moarte ca să o plângă și eu, le torn gogoș că s-a stricat mașina. Nu, no, domnule dragă... Dar hai mergeți voi acum și explicați-le cum ați băgat ca două scroafe și ați pierdut moartea. Putem să mergem. Aici și dacă bei, dacă o bei, o bea. Ce are treabă? Îți-aș moartea, toată mată. Bă, doamnă, veniți până la o țără, că aici e mai bine. Stați că acolo nu aveți semnal și vorbiți aici cu noi. Nu știți ce? Suntem vinovate. Ăsta-i vin. Da, suntem vinovate. Dar nu părtineți. Când îmi revanșa cumva, mincă de la morgă, sunt tu, că n-am mai făcut din asta. În altă parte, nu avem și găsim una. Să-i semene ca două pinteturi de alcool. Ce-i gânduri, viața nebună? Ce tu? Dar zi acum, zi că spui. Căutăm una să-i semene răit. Ca două picături de... Scute prună. La fel ați găsit și data trecută, da? Nu! Două ore mi-au trebuit să-i explic văduvului de ce nevastă s-a întinerit în sicriu cu 20 de ani. Să mă întâmplă! Dar acum a mersi mult. Acum nu mă mai duceți pe mine cu chestii din astea, da? Nu, iertați. Dacă nu o găsiți, vă culcați voi. Noi nu ne culcăm! Noi nu ne culcăm de loc! Nu mă trebuie să stăm! Din când în când. Ia să examinăm mai așa. Așa, dar ce facem? Tu l-ai, doamne! Ăsta-i eu, doamnă! Și parcă n-avea ceva aripi. Aripi. Viu. Aripi. Și viu? Ce face așa? Tu ești bată? O, nu ești bată. Avem ceva. Vrei? Dar nu să mă fie acolo, că-i pe bai. De vină avem noi nevoie. Haideți să mergem. Nu, am vrut să... Îmi pare rău, na. Nu. Dumnezeu cu tine. Nu, serios. Hai.
știu? Bănuiesc că e așa frumos să vezi cerul frumos. Norii ar frumoși care se adună. Dacă știi ce bine îmi face să aud vocile oamenilor, doar că aici nu am semnal. Așa, aici mai semnal. Singura mea legătură pe exteriorul de telefon. Sau peste oameni răbiți, agazați, frustrați, care se simt excrocați că le fură un minut din viața lor, înțelegi? Da. Dar acum am simt chiar dacă oamenii refuză să mă asculte sau să-mi vorbească, singurul fapt că am un minim contact cu ei mă face să știu că pământul ăsta există, că lumea este acolo. Că viața continuă. Se iubește acum. Da. Nu fi cer în acest moment, fi în stela. Da. Tot în stela. Nu e niciun nor pe cer. Nici urme de nor pe cer. Da, dar le spuneau, nu mai vorbă la bun și nori. Ieri seara, nu sunt cuprins așa de urmă liniște. Cred că se întâmplă ceva în univers. Ana, tu ești fericită. Da. Aerul e cam rece. Cerul nu e deloc senin, nu e așa? Nu e nici înstelat. E mai degrabă plin de nori, nu? Așa e. Plin de nori negri, nu? Sau ce culoare au nori? Sunt gri. Dar vocea ta... Vocea ta nu sună prea fericită. Îngrijorată pentru copilul meu. E tare teamă că s-a născut și el. Ce spun doctorii? Ce îmi văd? Și ei sunt ori. Dar de ce copilul tace tot timpul? Pentru că e mort. O să fie mort. Face pipi, face cachi. Asta înseamnă că e viu. Asta e bine. Știi? Să fie ori nu e atât de rău. Bunicii mei, părinții mei, fratele meu, sora mea, toți sunt ori ca și mine. Și toți trebuie fericiți. Important e să ne ascultăm unii pe alții, să ne înțelegem. Auzi? Da. Tu visezi? Da, bineînțeles. Îți noapte am avut un vis. Se făcea că eram noi două pe un drum pustiu și la un moment dat a apărut un înger. Suntem îmbrățișat. Să-mi revenim vederea. Tran, ce să însemne asta? Probabil se schimbă drumul. Și vremea. Hai să mergem. Thank you.
presupun că acum vom termina cu comedia noastră. Personal, m-am distrat. În ceea ce vă privește pe dumneavoastră, iarăși ați pierdut. Nimeni nu l-a salvat pe îngerul dumneavoastră. Nimeni. Am avut dreptate. Dar, de ce nu spuneți nimic? De fapt, ce ar mai fi aici de spus? Oamenii sunt o cauză pierdută. Atâta bătaie de cap cu ei și nu primești nimic în schimb. Eu am propus de mult să-i nimicim pe toți. Deși, dacă mă gândesc mai bine, oare acum 2000 de ani, pe drumul ăsta nu a oprit chiar nimeni. Și totuși, ce drăguți și ce naivi sunt oamenii. Se agită, se grăbesc, se duc undeva și ei nici măcar nu știu. Ei nu știu că acolo, la intersecție, e o prăpastie. E un abis. Iar dacă pici de tot, fără să te oprești. Haideți să mergem acolo jos, să cercetăm mai amănunțit aceste suflete decăzute. Aici? Mai așteptăm ziua judecății. Pentru mine și așa e totul clar. Haideți să terminăm odată cu oamenii ăștia. Păi, o analiză rațională ne spune că trebuie întreruptă această comedie. Nu. O combat.